Bine v-am găsit, ce asta? Stai că nu mă interesează. Bine v-am găsit, oameni buni, într-un nou și super genial episod din Sims. Știu că vă plac foarte mult episoadele astea, numai că dacă postez prea des și dacă joc prea des și prea mult Sims, mă plictisesc. Că devine repetitiv și sunteți și voi conștienți de chestia asta. Devine repetitiv la un moment dat Sims-ul, mai ales dacă n-ai toate DLC-urile cumpărate și bă, sunt scumpe, tăticule, sunt scumpe. Dar astăzi am zis că facem pe sezoane și astăzi începem sezonul 2 din Sims, o nouă poveste. Astăzi vom face povestea lui Giacomo. Giacomo care este un orfan, am putea spune de o anumită etnie, de ce nu? Adică nu suntem aici să discriminăm. Așa că hai să alegem, vreau să-i alegem sexul lui Giacomo. Hai să punem Giacomo cu 2 de C, da? Giacomo Romeo. Bun, hai să, da, unde pot să aleg să fie bărbat? Uite aici. Bun, ăsta o să fie Giacomo. Vreau să fie, nu, young adult, e ok, nu? Vocea. Vocea. Hai să alegem vocea, nu, a? Zarkini and a fuss. Ăsta-i Giacomo, tati. Ăsta-i Giacomo. Îmi place vocea lui. Bun. Hai să fi, ce să fie Giacomo? Giacomo vreau să fie îi dăm pe deviant de ăsta. Famous criminal. Giacomo, tati. Giacomo e mafiot de mafiot, de șmecher, de nebunie. Îi place muzica? Mă rog, nu-i place avem manele în jocul ăsta. Stai așa că voi nu vedeți că eu am ăsta cu mine aici, mă. Așa că nu se vede ăsta aici. Ce face, mă? Așa, îi place manelele? Avem manele aici la nici asta nu mai, bă, nu mai pot. Stați că mă mut aici. Îi place manelele la Giacomo? Avem pop music, spooky music, a? Hai să punem pe spooky music, că o dăm pe manele, nu? Bun. Nu, 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 asta îi place. Îi place spooky music, nu îi place muzică electronică și tot ce ține de hip-hop și de rock și de muzică clasică. Îi place muzica de copilul Giacomo. Îi place muzica de dragoste adevărat, se știe. Bun. Muzică alternativă, nu. Bun. Să-l facem fotbalist pe Giacomo. Ce ziceți, guys? Să fie romantic, nu. Trebuie să fie impulsiv, că așa sunt ăștia din... Așa-i Giacomo, bun. Hobby-uri. Îi place să... Ia să vedem. Să fie materialistic, nebunul. Aha. Și... să... Voleu... Să fie evil. Umba spa. Bun, hai să ne ocupăm de aspectul lui Giacomo. Bun, nu, nu, stai, opa, stai, unde m-am dus, prostule. Așa, bun. Îl facem verde? Nu, hai să fie normal, Giacomo. Bun, părul. Stai, fața, skin tones, faces. Hai să alegem o față pentru Giacomo. Ce față îi s-ar potrivi mai bine? Da, mă, dar nu vreau chiar atât de... Na. Nu mă pot decide aici ce față să aleg, bă, lui Giacomo, mă. Ăsta-i, dar vreau un ton mai închis. Cam așa. Bun. Skin tones, faces, skin details. Să aibă niște... Așa, perfect. Dinții. Dinții trebuie să fie un pic stricați la Giacomo, că... Ăsta-i, tati! Ăsta-i, bă! Cu de-aia, cu... cum îi zice? Stai să muteară camera. Cu dinți galbeni. Ăla-i, tată. Părul. Părul lui Giacomo. Ia să vedem. Hai să alegem un păr pentru Giacomo.
Dar să fie un păr așa, să se înțeleagă că e cămătar, că îi... Ăsta? Vai de viața mea că mi-e rău. N-ai voie. Ok, vai de viața mea. Nu, ăsta arată mai cocalar, dar ăsta e mai amuzant. Hai să lăsăm părul ăsta, dar trebuie să fie, hai să-i dăm o culoare mai așa, perfect, bun. Părul de pe față, ăsta-i tati, trebuie să aibă neapărat mustață, ăsta-i, Acum că stau să mă gândesc, sincer, parcă nu se potrivește părul ăsta cu mustață. Hai ce mi-am bătut joc de el. Vai de viața mea. Bun, vreau un păr. Bă, dar să fie așa mai de Giacomo. Nu că ăsta e prea anime, like, că ăsta e prea, nu știu, man, nu, parcă nu-mi place nimic. Efectiv, zici că nu-mi place nimic. Nimic nu-mi place. Așa, da, dar asta deja e prea indian. Eu vreau să-l duc înspre zona de cocalăreală. Mă înțelegeți? Nu, ăsta, cred că merge ăsta. Ăsta aduce un pic părul a... Bun, la pălărie probabil... Opa, stai, că am văzut undeva o pălărie de aia de... Asta-i. Nu de cowboy. Nu că asta e prea de mafio. Trebuie să se înțeleagă că e... Ăsta-i pălăria. Asta-i pălăria care îmi place. Ochelari. Oh, ăsta-i tati. Vreau niște ochelari gen Dorian Popa. Dacă se... Ăsta-i tati, zici că e Romeo Fantastic. Zici că e Romeo Fantastic. Vai de viața mea. Bun, i-am pus și la gât așa ceva. Make-up, nu. Ok, bun. Acum, îmbrăcămintea lui Giacomo. Body. Bun. Ia să vedem. Tatuaje, da, tată. Neapărat. Nu, vreau ceva urât. Vreau ceva urât în ceea ce privește tatuaje. Și pe gleznă un delfin. Ăsta-i, tati. Ăsta-i. Așa, vreau toate tatuajele din lume să vină la mine. Bodies. Ăsta-i Giacomo, nu că prea gras. Așa, ceva de genul ăsta. Bun. Squire. Nu. Stai că mi-a resetat astea, man. Ai, ce mă disperă. Vreau înapoi. No, ce mă enervezi, man. Eram la skin tones. La față. Punem la loc pălăria aia. De ce-ți bați joc de mine? Unde-i pălăria? Pălăria de Giacomo. Îmi trebuie ochelarii de Giacomo. Așa, mă, frumos. Și unde sunt cercei lui Giacomo? Așa. Și, da, ce tot are ăsta cu atletic? Așa. Bun, perfect. Bun, și acum vreau în partea de sus, la topuri. Ia-ți vedem la jachet. Ce tot are ăsta cu atleticul ăla, că mă disperă. Ăsta îmi place. Și ăsta merge. Sweaters. Maio. Ăsta-i tată. Maio. Sau, pe ce să mergem? Nu, pe maio ca să-i se vadă lanțul și tatuajele. Bun. Și la pantaloni. Vreau ceva, dar nu atletic, mă, pleacă-mă de aici cu tâmpenile astea.
Ăsta e Giacomo. Ei, ce trebuie, man. Nu mai da atletic că te distrug. Vreau niște șlab, niște ciocate. Bun, astea ar fi niște ciocate, dar vreau și mai ciocate de atât. Avem? N-avem. E ok și așa, merge și așa. Merge și așa, nu mă deranjează neapărat. Sau niște șlape ar merge iar. E ok. Bun. Eu zic că e ok. Îl avem pe Giacomo, guys. Giacomo Romeo. Save and play. Gata, tată. L-avem pe Giacomo. Residential Worlds. New Crest. Hai să mergem în Willow Creek, nu știu. Bun, unde să ne mutăm? Hai să ne mutăm aici. Da, bun. Hai să facem casa lui Romeo. Da, tată, lui Giacomo. Bun, Giacomo e singur. Atenție, Giacomo o să vrea să-și facă o familie și chestii. Man, what the fuck? Man, nu. Păi stai un pic. Ce s-a întâmplat aici? De eu nu așa ar trebui să arăt. Cine-i ăsta? Vai, ce mă disperă. Trebuie să-mi fac o casă. Vreau să... casă, în primul rând și... Nu, îmi trebuie casă și după aia mă duc direct la... Da, dăm gallery, că n-am răbdare, sincer. Vreau casă și după aia vreau să mă duc direct la dulap. Vreau să schimb outfit-ul. Ce bătaia asta de joc? Ce mă disperă, man. Vai, ce mă disperă. Ok. Hai să luăm un castel pentru Giacomo. Dar ce castel să facem noi pentru Giacomo? Bă, ce mă disperă, man. Vai, ce mă enervează. Asta pare ok. Numai, stai așa că eu trebuie să aleg aici la gallery. Trebuie să fie show base game. Așa, să știu sigur că nu-mi dă de alea pe care nu mi le permit. Aș vrea un castel dacă se poate. Ăsta ar merge. Dar aș vrea și un castel care să arate totuși acasă mai decentă. Hai să... Hai să alegem pe ăsta. Dar cum îl aplic? Report favorite lot. Ok. Dar cum îl aplic, man? Pot să îl aplic? Nu pot să-l aplic. Ce mă disperă! Nici nu mai știu cum se juca jocul ăsta. Hai să descarc și casa asta, dar de ce nu mă lasă să o aplic? Deci, saving to library. Trebuie să intru la my library, man. Cred. Da. Și cum o aplic pe asta? N-am bani eu. Că eu n-am bani. Câți bani am? Am 14.500. Și câți bani îmi trebuie? Asta cât costă? 174.000. Ești prost? 149.000. Mamă! 93.000. Bă, dar eu n-am atâția bani. Stați așa, că face fratele vostru o vrăjeală. Deci, Sims 4 Money Cheat. Dar ce facem aici? Bun, stați așa, că o rezolv fratele vostru, că ne trebuie bani și nu mai știu cum se făcea rost de bani. Bun, money, nu, stai, nu aici, mă. Money, cheat, Sims, nu mai țin minte efectiv, țin minte că la un moment dat m-a întrebat cineva, de unde ai atâția bani? Bă, fiți serios, vă crezi că am muncit o zi în viața mea în Sims? Bun, cum se money cheat? Pe ce apeși? Pe ce apeși? Control Shift C.
Așa, deci Ctrl Shift C, deschidem consola și aici scriem Rosebud. Atât. Stai, tati. Stai că vă învață fratele vostru. Ia uite, ia uite cum vin banii. Bang, 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 bang. Ca-ching, ca-ching. Aș vrea mai mulți bani, dar în fine, pot să dau și copy-paste, că nu mă deranjează. O să dureze ceva, dar se rezolvă până la final. Na, stați așa, că... Deci, Rosebud, Rosebud, ia uite cum vin banii, ia uite cum vin banii, ia uite cum vin banii. Îmi trebuie vreo 150.000 ca să pot să-mi pun castelul ăla șmecan pentru Giacomo. Îl punem, nu vă temeți. Nu vă temeți. Stați că am obosit deja. Deja mă doare antebrațul. Deci copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Dar sigur era o, eu țin minte că era și o comandă de să pui mai mult, mai mult de $1000. Că nebunești dacă pui toți banii ăștia pe rând așa, de, mi se pare mult prea mult. Bun. Așa. Putem să punem ăsta, 174 ne costă ăsta, 149 ne costă ăsta. Nu că, na, nu-mi place ăsta. Hai să-i mai dăm până la 174 de mii, guys. Că era ok castelul ăla ce avea, era ok. Vreau să creăm casa și după aia să-mi pun outfit-ul la loc, man. Păi ne batem joc, cum să nu mă lași? Să-mi pun outfit-ul meu. Furnished. Yes. Ia uite ce frumos pădure e aici. Na bun. Hai Giacomo tati să intrăm în casă. Nici nu mai... Upa, stai. Stai că am oprit filmarea ca bou, ca să mă înțelegi cât ești de prost. Băi, eu nu mai știu, era o comandă pe aici în jocul ăsta ca să vezi în casă ce se întâmplă. Ok, Giacomo, tati. Bun, trebuie să mergem la dulap. Dar noi n-avem dormitor, mă, Giacomo, mă. Avem dormitor, trebuie să mergem la dulap. Try on outfits. Hai să mergem aici să ne schimbăm outfit-ul, că trebuie să punem la loc ăla, mă. Outfits. Change outfits. Păi bă. Dar nu vrea, mă. Fii atent că îi pun pe change outfits și nu vrea să pun outfit-ul ăsta. Eu nu înțeleg de ce, man. Nu, ei, bă, stai ceva bug aici la outfit-uri. Nu vrea Giacomo să-și pună outfit-ul ăla șmecher, ăla outfit-ul Blanao. Opa! Stai așa. Stai așa că l-am dat și l-a pus. Acum merge. Păi așa, bă, băiatule, ori suntem Romeo fantastic, ori nu suntem. Ce facem aici? Ne batem joc? Frumos, superb, îmi place. Bun, stai să închidem, de fapt, stai că așa că mai trebuie niște bani. Vreau să mergem în club la agățat sau ceva. Pentru că Giacomo... Nu-i sărăcia pământului, Giacomo trebuie să-și găsească o femelă. Și atenție, femelă, da? Femelă este cuvântul de bază în ceea ce privește viața lui Giacomo. Hai să mergem la nightclub. Mergem la Gina. Mergem la Gina la nightclub. Nice, 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 nice. Bun. Hai să vedem ce se întâmplă aici la www.
Hai să vedem, putem să combinăm pe cineva. Pe bune. Nu e nimeni de combinat. Atunci nu-i problemă. Că o să mai creăm un sim. Stați așa că se ocupă fratele vostru, mai creează un... Bă, dar e nervos ăsta, ce face? Se ia de femeia asta pe stradă. Sper că nu se ia de femeia asta. Vreau să creez un sim. Și nu știu cum să creez un sim. So, relationships. Unde dau? Dau pe M, parcă. Traveling with Romeo. Save. Yes, save. Dar... open the gallery. Oare intrăm la gallery? Nu. Am și pe Elveți acolo în ăla, dar... eu altceva vreau să fac. Eu vreau să-mi adaug un sim. Și nu mai știu cum se făcea, măi. Deci, unde trebuie să intru? Trebuie să intru pe Romeo? Ăsta e la club, dar e singur, efectiv. Deci eu trebuie să creez o femeie în jocul ăsta pentru fratele meu aici. Nu-l lăsăm la greu. Manage words. Save and go to manage. Oare aici era? Stai că nu mai ții minte cum era, unde creai eu. Ah, ce mă disperă, bă. Aici. Create new household. Tu nu vreau să create new household. Dă pace. Nici la gallery. Gallery. Stai așa, am o Lituania, dar nu vreau. Lituania e în sezonul trecut, aia o punem în sezonul 1. Paul Trifan 99. Ce avem aici? My library. Bun, bă, dar nu mai știu unde intrai, mă, ca să creez caracter nou. Că, deci tot timpul, dar tot timpul când intru în jocul ăsta, eu mă bate. Bun, Willow Creek. Hai să build, visit. Other households. Eu, mă, ăștia-s familie de chinezi. Familia de Yoma. Rumiz. Ăștia-s prietenii mei. Nice. Fii atent, eu am prieten, mă. Și pot să combin pe Zoe. Zim, autorul tău favorit. Care-i manelistul tău preferat, Zoe? Ah, bă, stai. Eu acum vă stai că eu-s cu ăsta. Eu nu-s cu fratele meu, Giacomo. Go to manage words. Ne întoarcem. Deci sunt dezastru în simțul ăsta. N-am absolut nicio treabă cu nimic. Sunt... nu mă descurc. Deci atât... bă, sunt praf, bă. Unde mi-e casa? Hai să mergem la Giacomo acasă. E bosa! Bă, nu știu cum am ajuns, dar am ajuns la creare de caracter. Ceea ce înseamnă că... o să o mut pe asta... în altă casă. Și asta o să fie iubita lui Giacomo, dacă o combină, și o să o numim Gina Faraoana. A? Gina Faraoana. Bun, și o să fie tot young adult. DeRoy Benarla. Edgom Schlof. Ok. Kenneth Oilovo. Pe Gina. Gina o să fie o femeie, îi place mâncarea, bun, îi place manelele, da? Jorg, yourself, bun, îi ce mai place? Îi place să fie romantică, îi place să... Noom. Mâncare, râgâi ca o scroafă, că da, așa. Și îi place să fie materialistică. Aha. Bun. No. Acum hai să Ginuța.
Nu, mamă, ce tată cu pălărie. În primul rând, fața. Hai să... așa. Bun. Nu, așa. La skin details. Vreau neapărat semne de astea din naștere ca să... așa. Dinții. Azi, ok, nu ne bate în cap atâta. No, aici la păr. Ia să vedem. Ne trebuie un păr, bă, să se știe, bă. Să se știe. Așa, păr aici îmi place. La pălărie nu vreau nimic. Nu, nu vreau nimic la pălărie. Se poate să n-avem păl... What the fuck? Ce e asta? Vai de viața, mi-e rău. Bun, nu vreau să mergem în zona asta. Părul, ce culoare să aibă părul? Părul vreau să neapărat, sau roz? Hai să fie roz. Bun, dar nu-mi plac ochii ei, mă. Eu acum văd. Ăsta-i, tati. Ăsta-i oare? Da. Așa, dar skin tone-ul vreau mai deschis un pic. Sau mai închis? Mai închis un pic. Așa, îmbrăcăminte, accesorii. Vreau să fie cu valoare. Ăsta-i. Trebuie să fii valoroasă, femeia mea. Așa. Ochelari. Neapărat. Ochelari tot ca Romeo. Nu, nu, lasă fără ochelari. Nu-mi trebuie ochelari. Bun. Da, de ăsta la gât îți trebuie. Bun, make-up. No, acu, ăsta îmi place. Bun, îmbrăcăminte. Ia să vedem. Îmbrăcăminte, full body. O facem hot dog. Nu, nu o facem clown. Ia să vedem. Ce mă distrează outfiturile astea. Vreau ceva chicios, așa urât, bă, urât. Mă, asta ar... Nu. Training. Ar merge în training. În training e ok, zic eu. De asta, dar trebuie să fie mai grasă. No, bun. Nu. Să-i dăm pantaloni cu... Ăsta-i, tati, ăsta-i, îmi place, ăsta-i, tăticule, ăsta-i outfit-ul. Și la încălțăminte, evident, niște cizmoace. Și am creat-o și pe Gina Faraoana. Bun. Unde o mutăm pe Gina Faraoana? O mutăm aici. Trebuie să stai că ne trebuie bani și pentru Gina Faraoana să-i facem și ei casă, man. Aoleo. Stai așa, Rosebud. Gina. Bun, ei facem o casă mai mică ca să depindă de Giacomo, ca să vrea să meargă la el pe combinații, pe astea, pe nebunie, ca să pună botul. Problema e că eu am creat-o pe Gina Faraoana, dar eu nu știu cum mă întorc la Giacomo, deci mă depășește situația complet. Vai de viața mea. Bang, 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 bang. Stai că asta pleacă, nebuno! Unde pleci? Bun, ne trebuie o casă. Ce căsuță să... Bă, ceva drăguț, micuț. Cric cabana. Asta e tati. Furnished. Hai, pune aici pentru genuța nebunuța. Faraoana.
Bun. Am făcut și casă pentru Ginuța. Sincer, e cam urâtă casa, dacă mă întreb pe mine. Dar e ok, bun. Just save and go to manage world. Deci eu practic acum trebuie doar să merg la manage world și să aleg între... Aici stă Romeo. Aici stă Gina Faraona. Aici alegem pe Romeo și dăm play ca Giacomo Romeo. Perfect. Și acum dacă vreau ca Giacomo Romeo, ia uite-a meu în piscină, nebunie. Giacomo Romeo, dacă are chef, el poate să meargă în vizită la Gina Faraona ca să o combine. Pam, 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 pam. Aoleu, că l-am luat pe-a meu de la piscină și nu știu dacă asta o fi acasă. Dar hai să vedem. Hai să mergem să batem la ușă la Gina. Așa, în kilos, cum suntem? Că n-ai ce să... Mai contează? Hai, fă viața mea, că am venit să-ți bat la ușă. Gina! Eu mă coși intrat. Ce se uită asta? Se uită pe canal de, că ce să facă? Flirty introduction. Oh, Madish. Dar n-are nicio treabă asta, bă. Asta l-a lăsat să intre acolo pe canapea, să niciun stres. Bă. Hai să-i zic câți bani am eu, că eu șmecher, eu sunt Giacomo. Oh, care nu cred că i-a plăcut. Mă mir. Adică și dezbrăcat aici în față, ei, ce să nu-i placă? Give relationship advice. Yes, că eu mă pricep, Giacomo se pricepe la relationship advice. Bun, oameni buni, o să ne oprim aici cu acest episod de Sims, spre dezamăgirea voastră. Îmi place să vă simt în suspans până data viitoare. Ăsta a fost primul episod de sezonul 2, episodul 1, viața lui Giacomo Romeo și a lui Gina Faraona. Urmează să vedem dacă o să facă familie, o să face copii ei, o să meargă cu ei în Germania la muncă, la nebunie, la... o să se apucă de cântat, de maneline, de nebunii. Bun. Dacă ne strângem 1000 de like-uri, ne vedem și cu partea a doua. Vă pup și vă iubesc tare, tare, tare mult. Mulțumesc că v-ați uitat la episodul ăsta. Și ne vedem în partea următoare din aventura lui Giacomo, sezonul 2, episodul 2 din Sims. Vă pup, numai bine!